Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing. Sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. A fost un weekend interesant. Înainte de a vorbi despre cum arată piețele acum, la începutul unei noi săptămâni, vă propun să fim perfect conștienți de faptul că discutăm doar opinii despre piețe, nu recomandări de tranzacționare și mai ales să ne gândim pentru o secundă, cel puțin, la impactul efectului de levier. Cu cât luăm poziții mai mari care ne permit și o valoare noțională, o valoare totală a expunerii peste marja, peste suma blocată în contul nostru, cu atât riscurile sunt mai mari. Asta poate să meargă în favoarea noastră dacă suntem în direcția corectă, dar ne poate zdrobi contul dacă suntem în direcția greșită. Să vedem cum au perceput piețele rezultatul temei principale de obsesie, anume alegerile din Franța. O victorie a lui Macron, cu un scor destul de consistent, a fost nu neapărat un moment de extremă bucurie. Gapul pozitiv înregistrat în Asia și în Oceania, mai corect spus, noaptea trecută, a fost rapid acoperit, iar EURUSD se află acum cam jumătate de procent mai jos. Aș spune că sunt doar ușor surprins de acest răspuns slab, pentru că de când am discutat noi vineri dimineață până la închiderea piețelor vineri seară, entuziasmul a fost absolut remarcabil. Uitându-ne, de exemplu, pe un grafic al bursei germane, putem înțelege mai bine acest lucru. Am ieșit din canalul de trend și a mers la un nou maxim istoric, chiar peste 800 de puncte. Ceea ce înseamnă că fructele victoriei lui Macron, sau mai corect spus, ar fi ale înfrângerii lui Marine Le Pen, au fost consumate cu mult înainte. Deci, entuziasmul nu poate să fie susținut fără un anumit substrat. Și când acest substrat s-a consumat, e deja loc pentru o întoarcere. Cred că același lucru se poate petrece uneori atunci când avem un eveniment extrem de plăcut, așteptat, dar care nu e doar așteptat și nu ne gândim la el, la care ne gândim poate zi de zi. S-ar putea ca, fără o anumită conștientizare aparte pe care o poți dobândi prin tehnici speciale, să nu mai resimți mare bucurie în ziua respectivă, pentru că pur și simplu totul a fost atât de bine cunoscut, planificat și captat deja mental anterior, încât resursele emoționale asociate evenimentului au fost deja epuizate. Sigur, poate părea o chestiune banală, dar e unul dintre instrumentele esențiale pentru un trader. Nu spun că este simplu sau ușor degradat acest lucru, dar cred că în timp se poate dobândi un anumit feeling. Și atunci poți urmări în timp real și ceea ce resimt piețele în momentul respectiv, cât de dornice sau reticente sunt în a mai transpune anumite vești, anumite cotații. Ei, și acum vin întrebările. Întrebări despre piața germană, foarte multe, și întrebări despre euro, AUD, NZD, JPY. Ce șanse sunt să acoperim aceste gapuri? Haideți să ne uităm puțin pe EURUSD, să ne gândim la o mișcare deocamdată corectivă în trei etape și la o șansă pe termen scurt pozitivă, pe care eu o văd descrisă de cotații. Să ne uităm puțin la un euro-yen, nu o să mergem chiar pe toate celelalte. Dacă mă întrebați referitor la gap-uri, cred că e vorba nu de gap-ul din deschidere, care evident a fost acoperit deja. În termeni procentuali, euro-yen a reacționat din nou mai puternic, aproape jumătate de procent.
Deci, întrebarea se referă la gap-ul din 21-24 aprilie, deci primul tur de scrutin. Bănuiesc că despre acesta este vorba. Șansele de acoperire într-un orizont rezonabil de timp, eu cred că sunt bune spre foarte bune. În momentul de față, există chiar o anumită oboseală a optimismului, pe care eu o văd a merge în defavoarea monedei unice europene. Am avut din Germania vești destul de bune, factory orders plus 1% după luna anterioară, foarte constructivă. Am avut din China date nu foarte slabe, au scăzut și importurile și exporturile, dar importurile au scăzut mai mult, impulsionând surplusul comercial. O chestiune care s-ar putea totuși să nu fie foarte pe placul Statelor Unite, de exemplu, dar care pot să, în contextul actual, în care nu economia europeană, ci economia chineză începea să ridice semne de întrebare, cred că este o veste bună. Aș spune că e greu de găsit o nouă sursă pe termen scurt de entuziasm și pentru activele de risc și pentru euro în mod special. Așa că risc descendent există și pe euro, yen și pe alte perechi ale monedei unice europene. Dar acoperi gap-ul înseamnă o corecție de vreo 5, peste 5%. Iar asta nu e în momentul de față ușor de întrezărit. Adică se poate ajunge acolo, dar bănuiesc că mai probabil este să nu ajungem din prima, deci nu în câteva sesiuni o săptămână, ci într-un orizont mai larg de ordinul poate a câteva săptămâni. Atunci ar intra în sfera de probabilități rezonabile, nu doar teoretice. Aș adăuga, legat de discuția noastră de acum 2 săptămâni cu piețele care sunt deschise la ce oră și așa mai departe, am verificat, acei broker care ofereau tranzacții pe perioada weekendului nu au oferit acum și nu știu dacă mai au această facilitate, din ce am înțeles, din ce am observat eu, nu ar mai fi disponibilă această facilitate, cel puțin pentru unul dintre ei. În schimb, acele materiale care apăreau după ora 10 noaptea, ora României, se refereau la tranzacțiile din Noua Zeelandă. Deci se deschid niște bănci în Noua Zeelandă, piața începe să aibă cotații de la ora 10, piața însemnând un segment al pieței și băncile din Noua Zeelandă nu sunt în general conectate sau ultraconectate ca furnizori de lichiditate cu restul. Ceea ce înseamnă că pentru un broker obișnuit, nu e, cu excepția acestor evenimente, nu este neapărat avantajos sau deosebit de util să înceapă tranzacționarea de la ora 10. De aceea, tranzacțiile încep undeva la ora 12:01, pornesc alți brokeri, inclusiv un broker foarte mare. Poate alții încep un pic mai devreme, dar asta este explicația. Din Noua Zeelandă au venit acele cotații. Asta am văzut, m-am uitat cu atenție la orele de publicare ale rapoartelor. Ok, haideți să vorbim, înainte să continuăm cu Euro-USD, să vorbim despre bursa germană. Un spike în afara canalului de trend și o întoarcere. Asta, de obicei, nu înseamnă un mesaj foarte constructiv pe termen scurt. Înseamnă că s-a încercat acolo un breakout, o repoziționare pe un alt canal de trend și piețele au obosit. E undeva peste 50% în piață, mi se pare mai degrabă vulnerabilă pe parcursul sesiunii de astăzi. Adică asta înseamnă că o corecție în care să continue spre 650 sau chiar 600 de puncte ar fi ușor mai probabilă decât revizitarea zonei 12.800 sau a vârfurilor istorice. O să vă citesc din aceste întrebări pentru că e
E un anumit spirit și anumite savoare. Este cumva de sel cu contul la blană sau se mai poate pompa? Când vor mai urca și până unde? Până unde poți cădea? Și mai sunt date câteva pe care efectiv nu am cum să le citesc. Pe anumiți indici se poate tranzacționa în weekend, mă referam la piețele valutare, mă referam aici la articole de pe Bloomberg referitoare la euro, euro-USD, euro-yen și așa mai departe. Iarăși, efectiv, din ora de publicare și din sursele de informații, pentru că Bloomberg nu o să ia cotații decât dintr-o sursă credibilă. Deci, la răspunsul la acea întrebare, a spune că nu e cazul să devenim atât de unidirecțional și atât de implicați în direcția descendentă. A spune că, în momentul de față, raportul risk-reward favorizează o continuare a corecției care a început după anunțarea rezultatului. Pentru mine este foarte important să calculez risk-reward. Dacă aș pune un stop-loss aici deasupra maximului, peste 840, ar însemna că risc vreo 140 de puncte. Cât ar trebui să pot câștiga pentru a fi decent în aceste condiții? Măcar vreo 200-250 de puncte. Deci ar însemna ca piața să ajungă spre un 500 sau un 450, nu? Cam atâta ar veni. Ei bine, deși cred că ipoteza este în continuare descendentă, raportul risk-reward cu un stop-loss pus deasupra maximelor nu mă încurajează în a lua această poziție. Există și varianta, dar este mult mai riscantă, să ai un stop-loss undeva pe jumătatea acestui segment, deci undeva la 765. Ceea ce aș face eu însă nu ar fi să intru într-o poziție acum. Dacă sunt deja într-o poziție, însă, probabil că aș încerca să văd după eventuale corecții sau perioade de consolidare, adică corecții pozitive, reveniri temporare, să văd dacă acolo se creează un vârf și să încerc să pun imediat deasupra acelui vârf un stop-loss, deci să-l duc cumva mai aproape. Grija principală ar trebui să fie dacă totuși piețele mai iau încă un val de euforie. Uitându-mă la calendarul financiar și la aspectul actual, aș spune că nu sunt foarte multe șanse. Însă, gândindu-mă la robustețea extraordinară a piețelor de până acum și la faptul că este cu siguranță mai există încă o porțiune de poziții short care ar fi adusă la disperare de un nou salt către maxime și atunci cumpărătorii chiar și utilizând cea mai subțire dintre scuze, ar putea obține profituri ducând cotațiile mai sus. Gândindu-mă la asta, aș prefera să nu fiu ultra agresiv. Însă, rezumând, dacă suntem deja într-o astfel de atitudine, probabil că aș urmări ca în mod gradual să merg cu un stop-loss tot mai jos. Iar prima zonă vizată ar putea fi undeva spre 650-660. Însă, dacă ar fi să intru, m-aș gândi mai degrabă la o perioadă de consolidare, la o evoluție laterală sau la o corecție. Asta pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră, dar este doar ceea ce aș face eu, nu o luați ca o recomandare. În orice caz, nu implicarea puternică emoțională, ci pur și simplu o decizie rațională ar trebui să ne ghideze. La o altă întrebare de tipul atinge 13.000, mai întâi se corectează la 12.400. E bine, de data aceasta aș spune că șansele sunt mai bune să meargă spre 12.400. Nu m-aș agăța fix de 12.400, dar aș spune spre zona aceea. Dacă e 430, 450 sau 490, n-ar fi pentru mine așa o mare diferență. Sunt cam toate, aproape toate argumentele poziționate pentru o corecție, mai puțin unul și acela ține de sentimentul de piață și de poziționare. Pentru clienți de retail, firma noastră are clienți în o multitudine de țări.
piețe europene foarte variate și asta cred că îmbunătățește relevanța acestei statistici. Înseamnă că nu a fost considerată aprecierea decentă drept un trend credibil, un trend durabil, ci pur și simplu s-a mers pe ideea că piețele au crescut foarte mult. Asta nu împiedică anumite episoade corective, cum de altfel au fost pe parcursul acestui trend. Dar de îndată ce mă uit la trendul în sens larg, îmi vine greu să ignor relevanța acestui mesaj. Însă, aș spune că premisele unei corecții descendente sunt aici create. O închidere a zilei, chiar dacă astăzi nu se întâmplă mare lucru, variație de 10, 20 de puncte, 30 de puncte, haideți să spunem, față de cotația actuală la finalul zilei. Dar dacă suntem sub 700, sub 12.700, s-ar putea pune problema unui dark cloud cover, care cu un fost breakout, cu o ieșire falsă din canal de trend, ar putea să încurajeze anumite ajustări. Deci, versiune ușor prudentă aș bănui eu pentru ceea ce se întâmplă astăzi. În ideea unei corecții foarte puternice, cred că pur și simplu mișcări agresive descendente în piață ne-ar da cel mai bun semnal și nu o idee construită în mintea noastră, ci pur și simplu dacă vedem efectiv că graficele susțin această mișcare prin simpla presiune descendentă. De exemplu, dacă ajungem în sesiunea următoare să avem minus 2-3% în piața germană, este posibil ca tendința descendentă să continue. Ok, 11 și jumătate, deci ar trebui să avem cifre referitoare la încrederea investitorilor, versiunea Sentix. Haideți să vedem cum arată acesta. Așteptările erau foarte bune la 25,3 puncte, 27,4, deci peste așteptări. Nu reacționează prea mult piața germană. Mă uit la un euro SD să văd dacă aici se mișcă. Nu prea se mișcă. Ok, înainte de a încheia cu piața germană, o să spun totuși că are o șansă. O șansă de liniștire dacă închide puțin peste 700 de puncte. Deja n-ar mai fi un dark cloud cover, ar fi o pauză mai degrabă și o închidere undeva peste 750-770 ar genera o umbră inferioară pe acest grafic daily și ar reduce corpul, ceea ce ar însemna că se merge și mai mult pe o idee de continuare și nu pe o idee de întoarcere. Deci există și aceste speranțe, ca să mai vorbim de vârful istoric care oferă și nivel de rezistență la 839. Bun. Referitor la gap-ul mai vechi, ok, mă întorc pentru că am văzut și această întrebare. E vorba de gap-ul de după primul tur de scrutin. Acesta acum intră într-o cu totul altă logică, pentru că suntem la o distanță de vreo 4-5%. Părerea mea e că bursele rămân într-o zonă delicată, dar uitați-vă puțin la cele din Statele Unite. Europa cred că va face un pas înapoi de acum. A ieșit Macron, mai durează până la votul în Marea Britanie, mai durează mult până la votul din Germania. Cred că deja o parte a agitației și mai degrabă a importanței indiciilor pentru bursele globale se va muta din nou spre Statele Unite. Cu alte cuvinte, dacă Statele Unite arată bine, și bursele europene se vor mișca în sus. A fost o perioadă în care bursele europene au dat cumva direcție, au servit direcție pentru indicii americani. E, mă uit la un US 30 și aici nu pot să nu mă întreb când vor
retrage bursele încrederea acordată politicilor noi administrații. Adică discuțiile despre remodelarea sistemului fiscal sunt în curs, dar iată că proiectul care a trecut de Camera Reprezentanților are proiectul preliminar, un proiect care se referă la sistemul de sănătate, condiție necesară a discuției ulterioare pe teme fiscale, are și acesta mici între ghilimele dificultăți. Avem, cred, o anumită latență, o anumită latență a optimismului, care pe US 30 arată doar puțin îngrijorător. Și asta fiindcă am deschis foarte sus și am coborât ulterior. Și avem un fel de separating lines pe aici sau ceva asemănător. Dar haideți să vedem alți indici din Statele Unite. De exemplu, US 500, care pe futures a atins un nou maxim istoric. Nu cu mult peste cel anterior, dar cam așa arată aici vizual. L-am verificat și cotațiile. Haideți să vedem high-ul 2400. Nu, a fost tot acolo. A fost în zona maximilor istorice. Haideți să ne uităm la US 100. Deci, ceea ce pentru US 500 ar putea fi un double top, pentru US 100 ar putea fi o respingere din limita superioară a canalului de trend. Toți acești indici arată ca și cum, în mișcarea actuală, logica sau carburantul pentru apreciere s-ar fi epuizat. Ce i-ar putea duce mai sus, pe termen scurt? Asta ar trebui să fie întrebarea noastră. Să fie iarăși teama aceea că bondurile, deci că nu ai alternativă, că bondurile sunt scumpe, că vin profiturile companiilor peste așteptări, unele dintre ele da, dar altele au fost dezamăgitoare. În Europa, profiturile au arătat destul de bine, însă. Programul acela fiscal, da, este un motiv pentru creștere suplimentară, dar este împins în viitor și înțesat de eventuale piedici. Și atunci nu poți să nu te întrebi dacă nu cumva o simplă falie creată de un nume mare care încă mai ar mai avea de raportat și care eșuează puternic cu profiturile sau pur și simplu o nouă intensificare a preocupărilor pe scena internațională. Dacă nu, cumva acestea ar crea o breșă descendentă pe care s-ar strecura toate celelalte. Din punctul meu de vedere, cred că piețele au acum bat cumva pasul pe loc și că de aici un semnal de slăbiciune ar putea genera corecții destul de consistente. Mai ales gândindu-mă la cum arată US 100, de exemplu. Pentru US 30, care pare a fi totuși mai urmărit și mai interesant și mai tranzacționat, deși eu zic că ceilalți doi indici de care discutăm sunt cel puțin la fel de distractivi. Pentru US 30, nivelul de 21.000 de puncte joacă acum rolul pe care joacă maximul de 2400, deci maximul istoric pentru S&P. 21.000 de puncte este bariera importantă și nu nivelul de vârf istoric, pentru că este o cifră rotundă și este deja a doua oară când ne apropiem de el și nu reușim să depășim în mai puțin de cam două săptămâni. Am mai fost pe aici și pe 16 martie și am mai fost și pe 7 martie. Deci 21.000 se profilează ca un reper foarte puternic. Așa încât o să facem cinstea de a-l desena aici cu o linie puțin mai groasă. Pentru sesiunea de astăzi, tehnic, văd piața jucându-se puțin sub 20.900, deci să spunem, haideți să luăm acest minim, pe la 850-860, ar fi un suport, apoi 830, dar măcar în zona 860-930-940. Doar dacă depășim 21.000 de puncte, începe să se schimbe cumva logica ascendentă.
Nu aș face mare lucru astăzi, vă spun foarte sincer, până spre finalul sesiunii. Dacă spre finalul sesiunii suntem cu un corp al lumânării descendent, deci cu o imagine asemănătoare cu cea de acum, dar cu minimul, deci nu cu minimul, cu nivelul curent, deci corpul, nu umbra, însemnând că acele cotații de la spre finalul ședinței ar fi undeva spre 850-860 sau mai jos, riscul de a merge ulterior sub 20.850 este consistent. Dacă vom recupera, fie și 30-40 de puncte de aici, deci 950 sau un pic mai sus, aș bănui că piețele pun presiune și vor să meargă din nou spre maxime. Nu le văd neapărat hotărându-se astăzi, e posibil și ar fi chiar cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar le văd hotărându-se săptămâna aceasta. Uneori aceste așteptări de reacție într-un anumit orizont de timp nu sunt validate de către piață. Eu cred că săptămâna aceasta vom ști și haideți să aleg doar US 500 și să spun că săptămâna aceasta vom ști dacă este un început de potențial double top, sau dacă este o spargere, va fi o spargere, dacă este o spargere consistentă, pentru că poate să fie și o spargere tip false breakout. Cu alte cuvinte, un double top ar însemna o respingere către 2314-2315. Bănuiala mea e că acum nu sunt resurse pentru a merge mai sus și că încetul cu încetul vom merge puțin mai jos și nu e clar că vom sparge 2316 ca efectiv să fie un double top, pentru că știm că un double top nu înseamnă doar două vârfuri, ci înseamnă și străpungerea minimului de dinainte de al doilea asalt. Însă, până acum, optimismul piețelor a fost absolut remarcabil. Deci nu pot să mă opun evidenței recente, doar că mă gândesc că cu toate alegerile din Franța, cu toate veștile relativ echilibrate din China, iată, bursele au nevoie de puțină pauză. Și mă uit și pe un indice relativ golaș, deci fără linii de trend, și DE30 pare a merge puțin în sens descendent. Și astfel am acoperit piețele de capital. Întrebarea despre dolarul american. Ok, haideți să discutăm și asta. Ați intrat la timp pentru că, din fericire, am vorbit foarte mult despre piețe de capital și despre euro și mai puțin despre dolarul american. Să discutăm într-adevăr și datele furnizate vineri. Pentru că în piața muncii am constatat o scădere a șomajului, o creștere a locurilor de muncă nou create, dar, atenție, compensată parțial, deci creștere față de așteptări, dar compensată parțial de revizuiri pentru lunile precedente, cele 2 luni precedente, nu se vede pe cele mai multe calendare decât luna anterioară, dar au fost împreună niște scăderi și cele 211.000 pot fi ajustate undeva spre 200.000. Față de calendarul Forex Factory 194 nu e diferență uriașă, față de ce așteptam noi e mai bine, cu siguranță, dar câștigul mediorar, aparent la 0,3%, a fost revizuit pe luna anterioară la 0,1%. Și astfel avansul anualizat nu a fost de 2,6, măcar cum era înainte, nu a crescut la 2,7, ci de fapt nu mai sunt sigur dacă era 2,6 sau 2,7 înainte, dar în orice caz a fost mai slab decât valoarea anterioară, atingând 2,5%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că față de un an anterior, pentru că de la lună la lună mai sunt fluctuații, mai sunt bonusuri, mai sunt anumite joburi temporare plătite mai bine sau mai slab. Deci există niște trepidații. Mă interesează dacă vreau să văd direcția pe termen mai lung, câștigul mediu în raport cu anul anterior. Și acesta a fost 2,5%. E bine cu inflație de sub 2%? Unii spune că e bine. Eu aș spune că e încă destul de subțire. Dar că dacă ești în locul rezervei federale, trebuie să te gândești și la viitor. Nu te gândești doar la faptul că acum salariile sunt mici pentru că poți utiliza forță de muncă part-time pentru a-ți acoperi anumite proiecte, pentru că poate ai un anumit mindset al populației că e mai important să ai un job decât să pui presiune pe salarii și așa mai departe. Însă
având în vedere resursele ample de lichiditate care stau nefolosite, probabil că la un moment dat presiunea pe salarii va începe să se vadă foarte rapid, mult mai rapid decât ne imaginăm acum. Și asta se ducă la o creștere a prețurilor, care în contrapartidă se ducă la o majorare a salariilor și tot așa, generând o rundă inflaționistă pe care Fedul nu poate stăpâni decât cu majorări de dobândă. Bun, acum să văd întrebarea, e foarte lungă aici. Cum se poate ca pe date bune din piața muncii dolarul să se deprecieze? E adevărat că nu mult, dar totuși nu mă așteptam să se aprecieze foarte mult, dar nu depreciere. Singurul indicator care a venit mai slab, Labor Force Participation, a fost și acesta 0,1 puncte în jos, într-adevăr. Deci care este logica fundamentală sau ilogica? Cumva băieții mari au plecat departe și au uitat să vândă. Nu cred că despre asta e vorba. Cred că vineri, reacția de după NFP a fost într-adevăr ușor bizară, dar haideți să vedem pe un GBP, de exemplu. Pentru că sentimentul meu a fost atunci, dar eram, mă uitam la NFP cu atenție, dar eram și foarte răcit, deci vedeam lucrurile ca printr-un ecran, ca printr-un filtru. Da, e o reacție și pe lira sterlină, dar nu una extrem de pronunțată. Deci, sentimentul meu a fost atunci că euro și apetitul pentru risc referitor la legile din Franța domină și nu NFP-ul. Și că NFP-ul, rata șomajului a fost dismissed, s-a considerat că e vorba de anumite modalități de a construi sondajul și tind să cred că e adevărat, adică șomajul scade și când ai mai puțini lucrători interesați, deci cei care au joburi și cei care vor să-și caute joburi, dacă unii sunt descurajați, atunci ies din forța de muncă, așa se consideră forța de muncă, nu cei care oricum n-ar dori sub nicio formă să lucreze. Și când scade forța totală de muncă, atunci bineînțeles că cei care lucrează par o pondere mai mare și apar astfel de distorsiuni. Apoi sunt construite pe sondaje diferite, datele sunt imperfecte, recunosc, și mi-aș dori ca în epoca Big Data să ajungem să avem date nu conturate statistic, ci efectiv, poate cu tehnologie blockchain sau cu o altă tehnologie, dar în timp real să știi cine a angajat, cât a angajat și așa mai departe, eventual și cu ce sume. Drept avantaj pentru economiști, acesta ar fi unul spectaculos. Și pentru băncile centrale, sigur, pentru cei care se tem de influența statului și a abilității și a puterii pe care o domnește atunci când cunoaște totul, da, nu o să fie, n-ar fi foarte distractiv, dar părerea mea e că în direcția asta se merge. Oricum, a mai fost și, așa cum bine se observă aici, în asta questions de către un participant, a fost și revizuiri pe lunile anterioare, dar cred că ideea principală a fost asta cu Franța care a susținut euro și când vezi că euro se duce în sus, dolarul pare un pic mai vulnerabil. Apoi mai este și vechea temă a șanselor de a transpune realitate rapid pachetul de reforme fiscale. Iar, după cum știți, deși aparent a fost repurtată o victorie miercuri, săptămâna trecută, în realitate, la câteva ore după, senatorii au comentat că nu se grăbesc, din potriva, au propriile lor versiuni și nu vor să renunțe la ele. Și asta însemna că proiectul respectiv ar putea lua foarte multă vreme până să ajungă la o reconciliere între cele două forme, între Senat și Camera Reprezentanților și iarăși nu e un lucru foarte bun pentru dolar. Dar asta înseamnă să comentăm ceea ce s-a întâmplat deja. Hai să ne uităm ce se mai poate întâmpla astăzi. Nu avem prea multe date. La 5, indicatorul condițiilor din piața muncii. Cele mai multe date sunt deja cunoscute, deci e o măsură agregată foarte utilă pentru serii econometrice, pentru calcule, programe specializate, dar pentru piețe mai puțin relevantă și un așa numit Loan Officer Survey pe seară ne va spune efectiv cam cum merge creditul în Statele Unite. Deci relativă liniște. Acum eu știind că Twitter-ul este deschis și că președintele Trump este activ acolo, în general, acum în ultima perioadă parcă cel puțin
cu comentarii importante pentru piețe s-au mai răit, dar există o întreagă discuție despre un eveniment pentru investitorii chinezi ținut de un membru al administrației care e, de fapt, generele lui Trump, Jared Kushner, și cum jurnaliștii au fost evacuați din sală, discuții de genul acesta. Cred că riscul politic poate să miște dolarul și dacă l-ar mișca, probabil mai degrabă ar face un sens negativ. Însă, logica actuală cred că ar fi descendentă sub 1,0950 spre 40, 29 sau chiar 1,0910. Deci mi se pare că acest setup nu e neapărat constructiv. Dar câtă vreme rămânem peste 1,0880, totuși avem minime semnificative în creștere. Deci nu luăm toată bucata asta, pentru că dacă am trece pe un H4, am vedea că acesta este un minim mai important. Cu alte cuvinte, un pic deloc descendent, dar nu dramatic. 1,0969, 1,0990, 1,1 și ulterior 1,1020 le văd ca niveluri de rezistență. Și asta despre EURUSD. Pe GBP/USD, să fie un double top aici, nu prea pare. Ar fi frumos tehnic, dar nu prea pare. Este o liră absolut impresionantă. Halifax HPI, indice imobiliar, unul dintre mulții, mulți astfel de indici pe care are Marea Britanie, a scăzut cu 0,1% lunar. Se aștepta să crească. Mă rog, erau așteptările unora dintre economiști. Nu spun că toți, eu cel puțin, văd piața mult mai slabă decât transpare aici. Dar datele au fost totuși slabe și lira continuă să crească. Nu pot decât să mă gândesc la Brexit, la negocieri și la faptul că piețele consideră că mandatul Theresa May va fi întărit de alegerile din iunie. Cât de realist e asta, nu contează foarte mult pe termen scurt. Contează enorm pe termen lung, dar pe termen scurt mi se pare că asistăm da, cu detașare la o corecție în sensul trendului, sau dacă vrem să fim așa foarte pedanți, să spunem că a fost o corecție aici, s-a continuat, am avut a doua corecție, s-a respectat regula alternanței, avem aici o formațiune laterală, aici avem un fel de ABC și ulterior continuăm să creștem. Dar teoria ne poate justifica orice post-factum și dacă nu o justifică, se creează o excepție. Practica e însă cu totul altceva. Aceeași logică e logică și pe liră. Cum vine asta? Dacă niciun fundamental nu mai poți spune bază, știți ce este mai bizar? E faptul că dobânzile la titlul de stat în SUA sunt la 2,35%, deci mai sus decât erau atunci când lira era de fapt mai jos. Ceea ce înseamnă că motorul care trage acest GBP/USD în sus ține de o reevaluare a probabilităților în alt plan decât cel al dobânzilor. Și ce poate fi acesta decât planul Brexitului? Și mai este o situație de poziționare de piață. După un salt spectaculos, cred că mai sunt niște fonduri captive aici. Și în momentul în care ele vor ceda, s-ar putea să mai avem un spike. Deci, bănuiala mea e că e mai probabil să avem acum o creștere către 31,30 în următoarele sesiuni decât o spargere spre 1,28, 27, 70. Asta este bănuiala mea pe care vreau să vă comunic. Dacă spargem vârful recent la 29,88, avem 1,30 rotund, 1,30,20 și 1,30,87, suport la 1,29,63, 1,29,48 și 1,29,05, apoi 1,28,60 și 1,28. Că lucrurile se vor ajusta peste câteva luni, puternic, că sunt descendent sau că se vor stabiliza pe aici, nu mai contează pentru cei care sunt acum în poziții. Și lecția asta este foarte importantă. Bun, haideți să vedem dolar yen și văd și o întrebare. Dolar yen, sparge sau nu marea rezistență de la 113?
Să știți că exact la asta mă gândeam când m-am uitat pe dolar-yen și nu am un răspuns clar. Aș vrea să urmez o logică fundamentală, pentru că măcar pe dolar-yen funcționează cumva diferențialul de yield-uri, adică de randamente la titlul de stat. Dar dolar-yen mai funcționează și ca activ de refugiu. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă bursele au o performanță bună, 113 este ca și depășit. Pentru că eu cred că dolarul este cumva subevaluat și că în fața ienului este mai ușor să crească, deci tendința sa naturală ar fi să crească. Dacă bursele nu se depreciază drastic sau nu se depreciază vizibil, nu neapărat drastic, atunci dolarul ien va sparge acest nivel. Dar se vor menține la nivelul actual? Iată cum arată US30. Ați văzut și US500. Nu mai trecem prin toate graficele, dar acolo există o sursă de pericol. Și asta mă face pe mine să spun că nu e limpede ce va cântări mai puternic. A cântări mai greu, poate o expresie consacrată, mi se pare a fi a suna gramatical absolut înfiorător. Deci, ce are pondere mai mare? Apetitul pentru risc, care cred că va face un pas înapoi, sau redescoperirea interesului față de dolar, care, în ideea mea, ar trage dolarii în sus. Și între cele două mi-e destul de greu să aleg. Nu, n-aș vrea neapărat să am o poziție consistentă aici, pe yen. Recunosc că poate cel mai bun lucru sau din punctul de vedere al volumelor de tranzacționare, poate ne-am dorit să fie volume mari și să spun că e de tranzacționat, dar nu vreau să fac lucruri care nu sunt clare și susținute de către piață. Iar din punctul meu de vedere, mai important este să-ți alegi punctele, să-ți alegi momentele de poziționare în piață și eventual când ai încredere foarte mare, atunci să ai poziții mari. Sigur, nu e ușor de făcut și recunoaștem că emoțiile neținute sub control sunt deseori prezente și o sursă de pericol. Bun, revenind. Dacă sunt absolut forțat să aleg o direcție, aș spune că în ciuda riscurilor descendente, cred că am putea sparge 113, pur și simplu pentru că piața aici, deși aparenta spar linia de trend, are testat și ar trebui să meargă în jos, eu o văd ca o piață puternică. Și de ce o văd ca o piață puternică? Pentru că am avut semnale de întoarcere foarte bune, am avut episoade descendente puternice, vineri chiar, și iată revenirea. Acoperirea gap-ului acum, asta nu înseamnă mare lucru. Și dacă merge la 112, asta nu înseamnă mare lucru. Sub 112, da, zice că poate fi un început de corecție mai consistent. 111,50, 111 apoi. Dar pe mine mă surprinde reacția destul de bună a dolar-yen. Deci, aș spune că 50,0001% în următoarea săptămână vom sparge 113, și poate câteva zeci de pipși, decât să ne îndepărtăm foarte puternic de acest nivel. Acesta e răspunsul, dar eu personal n-aș vrea să am o poziție în acest sens. Adică nici în sens ascendent, nici în sens descendent. Pur și simplu nu mi se pare departajarea suficient de clară. Dacă spargem 113 chiar și intraday, se poate urmări un 113,38 și ulterior poate un 113,57, 113,80, apropiindu-ne de o zonă pe care la limită o vedeam posibil acum câteva săptămâni, dar adevărata bătălie ar fi dacă am ajunge pe 114-115, ceea ce încă mi se pare dificil. Acum, gap-ul de pe yen, șanse de acoperire, sunt vreo 3% acolo, șansele sunt relativ în zona sub medie, deci mici spre medii, în următoarele câteva sesiuni. Sunt mari în următoarele câteva săptămâni, pentru că mă aștept să existe un episod de reajustare rapidă a cotațiilor.
Sunt foarte mari în momentul în care am vedea scăderi brutale în piețele bursiere. Deci nu cred că ar fi o idee bună să tranzacționăm yenul în totală separare de ce se întâmplă pe piețele de capital. În continuare, modul în care se mișcă ne arată că acestea sunt relevante. Și mai ales sunt relevante nu în perioade bune, când piețele cresc, ci în perioade negative, când piețele scad, atunci yenul se întărește. Dar cred că prima întrebare trebuie să fie când începe o corecție, dacă nu e cumva doar un 38,2 din acest impuls ascendent. Ok, să mergem la petrol. Petrol a fost sursa unor materiale destul de preocupante în presa și preocupate în presa internațională. Unii spuneau acolo că va fi contagiune. Bloomberg a preluat această idee și au mai fost și alții. Dar nu este încă. Am comentat acest lucru într-un material publicat. Nu se simte asta deocamdată, dar asta nu înseamnă că s-a rupt legătura. Eu cred că dacă petrolul scade puternic, sub 40 de dolari pe baril, foarte orientativ, poate să fie de la 41, poate să fie de la 37-38, dar dacă ar scade WTI sub 40, iarăși orientativ, cred că bursele ar fi lovite. Și am mai comentat aspecte, sigur, pentru economie, anumite părți ale sale ar fi favorabile, dar pentru burse cred că n-ar fi. Nivelul de rezistență acum este 47,04. Până la una alta am avut acea revenire în trepte. Am avut și o deschidere cu gap acoperit acum. Informații recente susțin că Arabia Saudită ar prelungi producția la niveluri coborâte pentru cel puțin finalul anului, dar poate și perioada care urmează, deci anul viitor. Cei de la UBS vorbesc de un nivel de 80 de dolari pentru un break-even. Vorbim de Brent, într-adevăr, dar putem să-l verificăm foarte rapid pe unde este. Este la 49. Deci 50 față de 80 e totuși o diferență puternică. Deci părerea mea e că petrolul la un moment dat va cunoaște un salt pentru că se va ajunge la o nouă formă de acord. Dar deocamdată trebuie doar să ne întrebăm câtă forță are umbra inferioară să ne proiecteze aici cu petrol mai sus. Și eu cred că în zilele următoare, nu neapărat astăzi, am putea depăși 47,04. Ar fi un 47,67, un 48,05 de urmărit, dar ar fi posibil. Suportul ar putea fi găsit la 45,61, 45,31 și 44,66, care acum este și undeva pe la jumătatea umbrei zilnice. Poate un fapt ce ține de coincidență, dar un fapt interesant cu toate acestea. Pentru orele următoare, eu zic că statistica favorizează un 46-53, dar o favorizează ulterior o retestare, măcar a lui 45-60. Deci, aș spune că o ușoară revenire urmată de corecții ulterioare. Pe scena internațională, iată, lucrurile nu s-au liniștit nici în Corea de Nord și mai recent văd că, chiar acum văd pe Reuters, că Iran ar avertiza că ar ataca anumite zone protejate în cadrul Pakistanului dacă guvernul nu se opune militanților suniți care atacă de peste graniță. Da, e o nouă zonă de confruntare și care complică și mai mult situația acolo. Și mă face să mă gândesc la aur. Aurul este într-o fază de așteptare. De obicei, un instrument obișnuit ar spune că de aici ar exista loc de corecție descendentă. Pentru aur, mă gândesc că evenimentele pozitive de pe scena internațională, care sunt mai degrabă negative pentru acest activ de refugiu, s-au cam consumat. Și o spargere la 1235 nu e imposibilă. Dacă s-ar petrece, ar fi un 1239 nivel de rezistență de urmărit, apoi 1242,
1244 și 1246. Destul de frumos. Mai avem și niște cotații după virgulă, dar am rotunjit cumva nivelurile. Suportul e la 1226, 1220, 1216. Aurul nu e un instrument facil de tranzacționat, dar uneori respectă anumite repere tehnice. Și dacă ne uităm la corecția anterioară și o comparăm cu aceasta, o să constatăm că ele sunt aproximativ egale. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nivelul de 1226 trebuie urmărit și respectat. Nu este de nedepășit, dar e cumva statistic mai probabil ca piața să cunoască un rebound de aici. Deși e sub 50% probabilitatea unei spargeri pe daily, dacă se petrece o spargere pe daily, atunci e posibil să vedem o scădere de mai mult de 2-3 dolari pe bal, ci una mai consistentă, 1216-1205, să devină o scădere mai importantă. Cred că e o ușoară probabilitate ca aurul totuși să recupereze. Tehnic nu mă încurajează foarte mult, în afară de acea egalitate a colecțiilor, dar mediul, așa cum îl percep eu fundamental, cu lipsa unei sărbătoriri abundente după Alger din Franța, merge în acest sens. Aș arunca un ochi pe NZD/USD. China pare a fi o sursă de îmbunătățire a percepției aici și în Noua Zeelandă. Date nu am văzut recent, dar NZD-ul s-a bucurat cu toate acestea. Avem însă o logică destul de plictisitoare. Prin respingerea din 68-39, piețele au mers către nivelul de rezistență 69-48. O distanță importantă, parcursă într-un timp destul de scurt, dar cu o dificultate, cred, de a depăși acest palier. Probabil o respingere ar avea șanse mai mari. Dacă depășim 69-48, avem 69, 66 și 84 rezistențe. Suport la 69-20 și 68-88. Să vedem calendarul, dacă noaptea aceasta avem date din Noua Zeelandă. Nu observ așa ceva. O să avem din Japonia câștig mediu orar la ora 3. Dacă nu aveți somn la acea oră, deși nu cred că e de bună, câștigul mediu nu e la fel de urmărit ca în Statele Unite, dar ar trebui să fie urmărit. Pentru că dacă are politica BOJ succes, se va vedea pe acolo. Deci pentru NZD, bariera de 69-48 e reperul cel mai important. Pe AUD, revenirea e turtită. O vedeți destul de dificil de susținut și asta e totuși o veste bună pentru că e o revenire față de cotațiile de vineri, mare parte. Bine, nu neapărat vine la final. Vedeți aici un episod de scădere, autorizație de construcție minus 13,4%. După o plus 1,9% luna anterioară, mai bun decât ce era raportat anterior cu 0,6 puncte. E totuși o veste slabă, care pune în umbră indicatorul de încredere a mediului de business National Australia Bank. A crescut de la 6 la 13 puncte. De asemenea, anunțurile pentru locuri de muncă, noi 1,4% lunar față de 0,8, iarăși o veste bună, vești bune din China, dar iată, boom-ul în sectorul imobiliar a fost o sursă de creștere și în același timp o sursă de îngrijorare pentru Banca Centrală. Banca Centrală se referea de fapt mai degrabă la boom-ul, la creșterea prețurilor. Dacă ai autorizații de construcție care sunt în scădere, înseamnă că nu se mai vine din spate o ofertă, un supply care să tempereze piața și să o echilibreze. Deci, de fapt, pe lângă informația referitoare la economie, că na, economia s-ar simți mai bine cu activitatea în sectorul construcțiilor, mai e și problema că poate prețurile nu se vor compensa, nu se vor rebalansa atât de rapid. Și cred că cei doi factori au blocat AUD-ul. Avem un 74-37 rezistență, avem un suport la 73-81, 73-68 și 73-51. Nu avem graficul aici, dar îl putem găsi
îl putem crea noi foarte frumos, fără să mai repunesc aplicația. Vreau să vă arăt ideea unei perechi care din imarie e încă pe un trend descendent și cu oarece dificultăți. Ok. Dacă nu se încarcă, o să repuneți toată aplicația. Nu e nicio problemă. Da, și cred că este necesar. Sau pur și simplu să reținem ideea, ca să nu mai decalăm și mai mult. O să mergem la Euroron. Deci, ideea pentru AUD ar fi că revenirea aceasta turtită înseamnă că pentru o vreme cel puțin există o reticență la veștile bune venite din Australia și chiar dacă avem un retail sales foarte consistent, el nu ar produce același impact pozitiv pe care l-ar fi avut fără datele slabe din zona building permits. În plus, avem problema cu minereul de fier. Iron ore a avut o dinamică destul de slabă în ultimele săptămâni, pe alocuri fiind chiar niște scăderi cu limita de variație permisă. Deci, cele două cumva limitează perspectiva pentru AUD și pun presiune descendentă. Un AUD yen nu reflectă exact aceeași idee, pentru că yenul a fost cumva mai slab. Dar pe AUD USD se vede asta. Mergem la Euroron. Leul a deschis cu un pic de gap pozitiv, deci Euroron cu un gap negativ. Dar mie mi se pare destul de preocupantă această consolidare între 4,54 și 4,55. Ceea ce putem reține însă este că piețele nu văd încă, nu văd energie suficientă pentru a sparge zona 4,55 sau mai ales 4,56, care va fi și mai important. Au fost niște spike-uri aici, le putem lua în considerare pe trading intraday, dar 4,56 este bariera de bază. Iarăși aceeași problemă, dar pe Euroron avem, acum nu mai am de ales, trebuie să încerc să repornesc totul, dar pe Euroron, chiar dacă acum, poate este cineva acolo prezent care oferă euro pieței când ne apropiem de 4,55, poate se întâmplă altceva, dar nu văd situația decât mai degrabă a fi temporară și nu una care să ofere soluții pe termen foarte lung. Leul în contextul actual rămâne relativ vulnerabil. Rezistență deci 4,55 și 56, apoi poate 56,50. În timp ce suport 4,50 și 2 și 4,50 repere mai consistente. Mai avem și multitudine de repere intermediare. Despre piața germană văd niște întrebări acum. A ajuns sub 12.700, crezi că mai scade? La cum arată, ar putea avea pe termen scurt un pic de loc descendent. Foarte puțin, deci nu de ordinul sutelor de puncte. Poate câteva zeci de puncte ar fi loc, dar iarăși, dacă nu suntem deja în poziția intra acum, raportul risk-reward nu e foarte distractiv, având în vedere unde am putea să punem un stop loss rezonabil. Deci, o variantă prudentă pentru cine nu e deja în piață este una a așteptării unei configurații mai potrivite. Vă mulțumesc pentru atenție. Va fi distractiv de urmărit astăzi cum percep piețele americane tranzacționarea după ce am văzut alegerile din Franța. Vă doresc succes și reușită în tranzacționare și să ne auzim cu bine. La revedere!